pasta o luăm? No. Wow, cum e asta? Deci asta e camera lui Noel, a? Da. Vă salutăm, zici, consumatori de vloguri, niște în vlogul de astăzi. Facem ceva inedit aici la noi pe canal. După cum știți, noi suntem obsedați de case. Chiar dacă ne-am luat cuibul ieneștian, noi în continuare mai tragem cu privirea și în alte case, și la alte case. Nu suntem fideli din punctul ăsta de vedere, îmi pare rău. Georgiana, unde suntem noi acum? Am venit să vedem o expoziție de case modulare. Da, sunt niște case prefabricate. Unele dintre ele, uitați, au structură metalică, altele au alte forme, alte structuri. Ideea e că sunt foarte frumoase, hai să le vedeți. Facem un mic tur. Deci uitați-vă cum arată căsuțele astea. Sunt pur și simplu superbe. Suntem în comuna Berceni. Pe lângă București. Aici suntem, la Expo 2022 Quantum. Casele astea sunt vândute, comercializate de acești oameni de la Quantum. Hai să vedem care e combinația. Eu sunt super curioasă. Așa? Am văzut că sunt unele foarte, foarte mici și vreau să văd cum este făcut totul înăuntru, astfel încât să fie util. Adică să ai și pași, bucătărie, da, și loc de dormit. Adică se pare super interesant. Sunt sigur că mulți constructori de astfel de case s-au inspirat din zona de autorulote, cred. Știi? Cum să eficientizezi cât mai bine spațiul. Uite, acolo, spre exemplu, e foarte mică. E un container. Ideea e că acest clip nu e sponsorizat de nimeni. Noi am văzut la prietena noastră, la Andra Nistor, cu care am fost eu la Marriott și am băgat friptane, link în descriere. Am văzut că a fost în weekend aici și am zis, bă, vreau să mergem și noi. Dintre toate casele de aici, noi am ales-o pe asta să intrăm în ea prima. Uite ce frumos poate arate. Hai să vedem care e combinația. Deci, tip structură, cadre de lemn. Suprafață utilă, 53,94 metri pătrați. Și așa arată înăuntru. Practic aici este living-ul. Da? Cu bucătăria, cu mini-bucătărie. Uite aici, abia o să editez vlogurile. Bineînțeles. Aici este o cameră pe care eu am amenajat-o tip birou, dar eu aș vedea ori bucătărie, ori o cameră pentru copil, da? Gen, cu un pătuț, unde să dori. A, casa este plus 1, da? Deci e parter plus 1 ăsta. Asta e mansardă, nu? Da. Am văzut că afară scria P plus M. Cred că asta înseamnă. Hai să vedem. Etaj mansardă, cred că de aici da, vine. Da, stai să vedem cum arată baia. Wow! Mă, baia este imensă! Și arată super bine! Foarte tare! Hai, sunt curioasă cum arată sus, deci... Te prețuire. Asta... Ce ar fi 32.600 cu... complet, adică să ți-o mobilezi. Doar, da. Acum să mergem sus. Eu aici aștept să ajung. Sus! Mă, îți imaginezi de-ași ceva la munte undeva? Îți dai seama că îmi imaginez. Mai întreb? Ia fii atent! Ia fii atent că aici stau! Aici avem două camere ferate. Wow! Aici poți să faci gen... Un dulap, da. Să faci un dulap, da. Pat, că n-ai nevoie de mai mult. Tu un pat ca să dormi, aici poți să pui frumos un televizor pe perete. Așa și camera lui Noel. Camera lui Noel, uite, perfect. Mamă, ce mișto are. Poți să-i pui aici jucării, frumos acolo dulăpior. Perfect. Și dita mai baie, uite. Deci o a doua baie sus. Superb. Superb. Mă, ce mă bucur că am venit să le vedem. Și eu, hai să mă duce la următoarea. Până mai răbdare. Am venit cam târziu, din păcate, pentru că am o problemă tehnică cu Noel, până a venit bunii, până s-a trezit Noel. Că n-am putut, nu puteam să luăm pe copil cu noi în contextul ăsta. Și îți dai seama că dacă venea Noel cu noi, nu mai filmam nimic. Eram doar alergam după el pe aici. Următoarea casă de lângă este cu aproape 10 metri mai mică. Haideți să vedem, deci, cum arată. Suprafață utilă 42.20. Aha. Uite, aha. Aici este altfel gândit spațiu. Vezi living mare aici. Da. Parte de dining. Aici e baia. Cabină de duș și nu știu ce aici, vreau să pui un dulap ceva. Uite așa, baia. Ok. Asta e ușa de la... Da, o ușa din... Asta e ușa de... Fii atentă, băi, geule, că noi n-am luat-o bine. Deci asta e ușa de intrare, asta este intrarea oficială a casei, da? Și acolo de terasă. Pentru terasă. Mergem mintea la băiatul. Da. Eu, spre exemplu, aș face aici o mini kicinetă. Cu o plită, cu nu știu ce.
Da. Mă, îmi place că oamenii vin cu variante, știi? Tu ce o faci cum vrei tu până la urmă. Dacă te uiți, nu e singura care să vină. Uite aici avem un ăsta e parchet și de aici vine Gresie. Deci, vezi? Așa a fost gândit. Deci cred că și eu au gândit-o da, așa. Da, 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 ai dreptate. Și aici urcăm. Uite, asta e 26.000. 26.000 plus TVA și kitul este 18.500. Trebuie să avem grijă cu această scară. Urcați cu grijă. Practic asta este varianta pentru un cuplu, cum ar veni. Mm-hmm. Dacă ai și copii. Da, uite cât spațiu ai pe aici. Este imens. Da. Foarte tare. Uite, asta se ridică 122 de metri. 122 de metri pătrați și suprafață utilă 106 metri pătrați. Hai să vedem. Hai. Wow. Unde se intre? Păi asta nu-mi dă seama, cred că intrăm prin spate. Pe unde... Aia, uite. Oh. Asta deja e alt nivel. Mamă, ce doi, mi-a lăsat un clip de ăsta, fete. N-am mai avut clipul ăsta de când ne căutam casă, mai ții minte? Da. Asta văd că nu este finisată, e doar compartimentată, dar oricum îți poți da seama cam... Da. Mamă, ce interesant. Aici trebuie doar să-ți imaginezi ce-i faci în locurile astea, în camera asta. Spre exemplu, aici poți să faci birou. Ok. Aici cred că e pentru un dormitor sau ceva de genul. Sau aici bucătărie. Da, sau bucătărie, da. O să fie bucătărie. Băi, asta e mișto, că poți să le faci tu cum vrei. O, de cât a living-ul. Este imens. Nu, oh, e chiar mare. Ia cât e asta? 57.000. Plus TVA. Și chit 34.900. Deci, practic, aici jos sunt una, două, trei camere, nu? Da. Da, oh. Deja aici te gândești la... Asta e casă într-o tăi regulă. Da, 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 da. Hai să vedem și sus. Îmi place chestia asta. Nu, îmi place. Nu, dar ce cald e, simți? Da. Zice-mă, s-a încins maxim. Bătut soarele. Chiar ești curios cum faci cu clima, știi? Mă, cât de mișto e vibe-ul aici. Îți dai seama? O casă din asta la munte. Să vin dimineața, să deschizi geamul. Pentru al... Poate faci o terasucă mică aici. Dacă se poate. E... Și poți să visezi mai mult. Nu ești să visezi mai mult. Da. Deci aici ai dormit. Master bedroom. Auzi, dar știi ce am zis noi, jos? Ah. Că acolo poate să fie bucătăria, dar acolo cred că e baia, în camera aia de jos. Aici e clar un dormitor. Avantajul ce zori că să-i că-ți pui tu unde vrei baia. Dacă vrei, poți să-ți pui baia, uite aici, să faci aici, tot mai baia. Nu știu, nu e mișto să-ți faci. Vă spun eu, fiți atenți. Începe Georgiana să interacțiune. Aici, o cadă din aia freestanding. Aha. Mișto de tot, aha, da? Patul, mișto. Și gen... Să poți să faci baie în cadă, uitându-te la munți. Felicitări. Mulțumesc. Eu, Jean, dacă se gândește numai în poze de Instagram. Cred că am putea vorbi cu cineva de aici să ne explice, să ne dea mai multe informații, însă noi am venit pe fugă și suntem cam la ora de închidere și am vrut să acoperim cât mai multe dintre case. Dar cred că o să întreb pe cineva de aici să-mi dea câteva informații. Cred că avantajul, marele avantaj al acestor case este faptul că ele sunt diverte rapid și că nu durează mult construcția. Ți le montează, în, cred că într-o săptămână e gata montată casa, știi? Nu știu dacă ați văzut, dar pe multe dintre afișe scrie transport gratuit. De obicei ăsta cred că costă destul de mult, că nu-ți transportă un colet mic de la IMAG. Sunt niște chestii aici. Dar știi, sunt curioasă, oare casele astea au nevoie de gen să le faci fundație sau... Nu cred. Nu? Poate, adică să fie o placă de beton, să fie da, la, cum să zic, la, la nivel, da. O șapă, gen. Da. Că, întrebăm, uite și asta, hai că poate prinde repede pe cineva să ne zică câteva chestii. Ia uite, știi cum e asta, frate. Îmi place. Dar nu-ți place culoare? Nu-mi place că dă senzația de foarte, foarte închis, adică îmi place forma. Mi-ar plăcea pe culoarea aia, adică mi se pare că deschide mai mult. Da, 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 da. Da, hai să vedem și cum e înăuntru, că știți cum e. Eu judec ambalajul fără să văd de ce este înăuntru. Da, cum judeci coperta. Da. Așa, hai să vedem. Aici deja avem terasă, din start. Și mă duce cu gândul la ranch. Da, da, ranch-urile americane. Da. Mă chinuiesc. Oho! Da, mă, e închis, mă, culoarea asta închide foarte mult. Da, 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 din păcate, da. Și noi suntem obsedați de tot ce înseamnă da, alb. Deschis la culoare. Da,
Îmi place compartimentarea, adică arată foarte bine. În ideea în care aici poți să faci frumos living, aici clar e vorba de bucătărie și aici poți să faci zona de dining, să ai masă, să poți să servești masă. Aici o canapea mai mare, frumos așa, un L. Ce că vreau să vă zic ceva, Georgiana tot vorbește. Sale, 50.000 de euro plus TVA, bonus mobilier bucătărie, scară interioară, mobilier, baie, uși. Plus terasă, plus transport gratuit. Uite, vezi, în poza aici e una și pe galben așa, pe da, altă culoare. Gata, păi da. Așa facem. Gata, pasta. Așezăm factor. Ha? Ce? Aici este o cameră, da, care poate fi un dormitor, vedem ce e sus. Mamă, deci e fix ca în... Băi, zici că suntem un vestul sălbatic, jur. Foarte tare. Nu, arată bine, îmi place cum e compartimentată până acum și ca spațiu așa e generos. Și baia. Deci aici vine cabina de duș, că se vede că e pusă, uite, chestia asta pentru panou. Da, și probabil că aici o să vină toaleta. La fel, o baie generoasă, adică... Salut! Salut! Hai, ia-o tu înainte. Vreau să merg sus. Hai să vedem ce e sus. Singe lumina aici, să nu le vină oamenilor factoria la curent mare, din cauza noastră. Chiar scris, pe astea poți să pui panouri fotovoltaice, nu? Ce mai probabil. Iar aici sunt două camere identice în oglindă, practic. Două dormitoare. Camera noastră, camera lui Noel. Da. Și ai o singură baie, ce-a dus? Da. Și-a. Da, bucătăria unde o faci? Cred că... Aici jos. Eu ce-am vorbit mai departe? Trebuie să nu mă ascultă, că mă gândeam la preț. Asta, ai nevoie de o mini balustradă aici, ceva așa. Uf. Aici e bucătăria. Unde am bucătărie aici frumos. Acolo zona de dining și aici o canapea de aia, în el, așa mare, ca să vii să stai cu familia, cu prietenii, să vă bucurați. Mhm. Mișto. Uite, ăsta simți lumina, foarte bine sutia. Normal, normal, suntem educați. Deci așa în față vezi muntele. Bineînțeles. Nu ne-am gândit, poate pui și la mare una. Încă un model. La fel cu terasă. Sticlă, frate. Da, uite, vezi? Geamuri, multe geamuri. Deja se schimbă lumina înăuntru în momentul în care ai mult geam, dar mult geam înseamnă și că e mai rece. Adică trebuie să fie, să te gândești bine în momentul în care cumperi. Dacă e multă suprafață de sticlă, trebuie să suplinești partea de căldură cu altceva. Eu vreau sticlă, vreau geamuri. Și eu vreau. Deci asta este identică cu cea pe care am stat mai devreme. Tot așa, baie și aici o cameră. Văd că... Aha, da, uite cum e asta. Ce ai în spate aici. Mi-ai închisă ușa? Ah, de ce ți-ai închis ușa? Este că, cred că vă deschid geamul. Hai să ieșim pe geam. Ei sunt fraiera, toate l-au închis, acum să-ți vină vreo idee. Ce frumoasă e terasuca asta aici. Mișto rău de tot. Ce tare. Mișto rău. Aici baia este identică. Da. Cam în partea cealaltă. Cam aceeași baie, da? Și sus sunt curioasă cum arată. Hai să vedem și sus. Oh, dar cum e scara asta. Cred că mă urchi doar eu. Asta e mai degrabă, modelul ăsta de casă mi se pare mai degrabă pretabil pentru un business, gen Airbnb sau ceva de genul, că știți că se poartă acum genul ăsta de... Tiny houses, așa? Da. Deci aici aveți practic un dormitor. Un gemuleț acolo. Mă, cum e structura asta aici. Ce interesant. Să coborăm acum. Ia ține Georgiana camera ca să coboară ursul Carpatin, să-l vadă oamenii cum coboară. Să fie aici pe cameră dacă cumva se întâmplă ceva, accident de muncă, știi, direct. Dar tot ai rugătul mă care să fac niște vizualizări, să mor în glorie. Da, complicată scara asta. Nu e foarte friendly așa. Eu cred că tipul de scară poate fi discutat. Ce? Chiar scuze dacă poți să se scartăm. 100% poți să schimbi scara, că până la urmă ții din spațiu tot, că uite acolo. Spațiul ăsta nu există în partea cealaltă. Aha. Deci uite una pe o culoare mai deschisă. Cumva din aceeași familie, cred că sunt. E fix la fel, doar da. Geamuri, frumos.
Așa, uite, asta e 30.000 plus TVA. Mobilier bucătăresc, care interior, mobilier goaie, uși, terasă, transport gratuit. Singura diferență este că Alfa nu are terasa aia. Nu are? Nu, nu are. Doar că e aceeași compartimentare, adică sunt tot o casă. Baia e la fel? Da, e la fel baia. Mamă, ce poftă, mi s-a făcut o căsuță de asta la munte, așa. Ce tare e chestia asta? Da, pentru gătit, pentru gătar, pentru ce? Uite, încă una. Asta nu are camera aia din spate, dacă de acolo. Dacă are doar living, bucătărie și dining, baie și sus o cameră. 26.000 plus TV. Arată super bine. Asta e perfectă pentru o familie cu un copil, că sus faci dormitor, cât e mic dormiți împreună, după aia când crește îl puși pe canapea. Pentru o familie să meargă la munte, să ai un locușor al tău, mi se pare super. Da. Foarte mișto. Uite încă una aici. Asta văd că este șmecher, are terasa asta de jur împrejurii astea. Aha, ce ochi are soția? O, da. Aha. Așa, da. Nu știu dacă ați observat, nu este obsedat de terase. Mamă, cât de tare e asta. Da, îmi place ideea asta de... Asta e mișto dacă ai un teren undeva unde să ai priveliște gen 360 ca să poți să... Te bucuri de toate. Da, da, da. Deci aici baia. Vezi că baia tot are, toate băile au respectat cam aceleași dimensiuni. Da, păi asta e la fel ca cea de dinainte, doar că acolo era canapeaua, știi? Nu e la fel, e mai mică asta. A, da, că e terasa, bravo. E mai mică. E mai mică asta. Nu ai la fel de mult spațiu. Sus dormitorul. Nu mai urcăm pe scara aia. A, că urc, hai. Urc-o? Hai să le uit oamenilor dormitor, ce sunt puturos. Hai. La muncă. A, uite așa. Ia cât e asta? Am zis prețul? 25.000 plus TVA. 25.000 plus TVA. Ține și mobilier de bucătărie, scară, interior, mobilier, baie, uși, terasă și transportul gratuit. Doamne, ce îmi plac clipurile astea, sunt nebunit după. Cred că aici îți arată variantele de lemn pe care poți să-l alegi. Aaa, da mă. Uite, poți să o faci și mai deschis. Asta, pe asta am pus mâna, asta sau asta? Da, da. Sau roșie, aia, așa, portocaliu ăla. Roșie negru, combinația. Da, hop. Ha! Mamă, ce mi-mi place să fac chestia asta, mă, aș face numai vloguri de-astea cu case, jur, deci dacă aș putea, numai vloguri în care să mă plimb prin casele oamenilor să le filmez. Și eu la fel. Deci să... Mamă, cum e asta aici? Zici că e casa lui... din The Hobbit. Să fiu un lebit, vezi ușa, Giule? Bă, da, încerc să-mi aduc aminte că am văzut undeva o casă de genul ăsta. În The Hobbit. Uite. La Casa Timiș, cred că am văzut, mi-a apărut ceva sponsor, dau ceva de genul ăsta. Da? Vai, cât de tare! Mor! Unde plătesc? Dau cu cardul. Doar pentru ușă? Doar pentru 17.000, ia uite. Dar uite, mă, fix ca în The Hobbit, mă, că nu-s nebun. Da. Uite, e și acoperită cu verdeață, așa. Uite, asta... chiar Hobbit se numește! Ți-am zis! Baia generoasă. Asta este o căsuță pentru... o familie așa, să vii de weekend, probabil, să-ți faci o... Aici o bucătărie și o canapeluță și e ai fereastră doar așa aici, vezi? Da, da, interesant asta, ce să zic. Pasta o luăm? No. Dar e atât de dulce și prețul e șmecher, adică e ok. No, cât de tare arată asta. Ah. Mamă, cât de mici sunt! Vai, din ce în ce mai mici. Uaaa, cum e asta? De asta am zis. 12.000 de euro, 12.800, am văzut că scrie, am văzut părțul acum. Nu știu pe unde se intră. Asta chiar cum se intră. Deci aia asta aici așa în spate, frumos. Și cum se intră? Vede ce a pus frumos.
Deci se intră pe geam? Pă bune, se intră pe geam! Asta e chiar foarte amuzantă. Se intră pe geam, fereților. Fiți atenți. Pe aici se intră. Zici? Da. Pe altă explicație nu am. Sau probabil nu a făcut... Nu a făcut ușe? Nu, că avantajul lor e că poți să le pui tu ușa unde vrei, nu? Da, cred că asta e. Fii atent. În poză arată că geamul ăsta e acolo, gen poza. Da, și geamul deschis. Geamul este rabatat și ușa este pe partea asta, aici unde e geamul ăsta. Nu e foarte spațioasă. Ai baie și ce cred că e asta mai mult, mă? Poți să o... E de asta de... De bilete, de... Uite, că e și ăsta gândit așa aici. Pentru bilete, pentru... Da, ai un da. Parc de distracții, știi? Da. Și tanti de la Chișeu. Ai spate baie și aici e spate. Nu e de dormit cât e de... Ba da, poți să spui poate. Poți, da. Mă, tu poți să faci ce vrei cu ele, asta e duma, nu? Deci, mă, se intră literalmente pe geam. Eu țin că am greu de ridicat asta, nu? Eu. Ce nebunie! Ne-a depășit asta! E foarte mișto! Mamă, deci... Caterin Caro! Opa! Ce tare! Bă, ce mi-a plăcut vlogul ăsta! Îmi place atât de mult, de stat, atât de încântat! Uitați-vă la fața mea! Deci, iubesc casele! Deci, eu aș fi ca domnul președinte! Mi-aș lua foarte multe case! Deci, mă, câte case am vizitat noi în toată alergătoarea asta? Bă, da, pe asta n-am vizitat-o, geule. Ne-am dus direct la Hobbit, noi. Noi ne-am dus imediat la Hobbit. Uite cum... Mamă, deci cum e mini, cum e terasuța asta aici, așa. Deci noi avem două obsesii. Asta să-ți faci un mic restaurant, știi ce zic? O cafenea, ceva. Niște măsuțe aici, așa, un grătarel lângă, să-ți fără mititelul. Ia fiind că căsuța asta mititică e chiar spațioasă. Da, ridică. Ia fiți 17.900 plus TVA, plus mobilier de bucătărie, scară, interior, mobilier, baie, uși, terasă, transport gratuit. Nu știu dacă îți mai aduce aminte că am fost noi la un moment dat, acum câțiva ani, într-un tiny house. Și seamănă puțin ca... Aaa, ce mișto a fost! Baie. Și avea un zită mai geam. Da, da, da. Tot așa avea bucătărie aici și aici era baia, în spate. Dacă îți aminte. Da. Și sus, dormitorul. Fix, fix, fix. Aha. Identic. Da. Da, și pat, cum spui, un pat. Poți să pui saltea direct acolo. Îți cumperi saltea... Da, te arunci direct în pat aici, așa. Păi nu așa făcea și acolo. Aha. Ai, eu trebuie să fac mersul piticului aici. Adică, efectiv... Te arunci direct în pat, dragă, ca raptorul ăsta. Ce mai faci mofturi la 17.900? Tu ce vrei acum? Hai să vedem terasa, că asta e... Mă, dar ce șmecher. Absolut, este, dar nu e nevoie de mai mult. Uite asta, aproape când o să-mi caut un teren la munte, gata. Îmi iau o de asta. Doamne, cât de bine este la munte. Nu trebuie mai mult, deci chiar e mișto. Mă gândesc așa, știi, ai copil, îi faci aici cu legăneli, cu nu știu ce, cu jucării, tu acolo îți faci frumos zonă de sitting, cu frumos ombreluță, canapeluță, ca să stai... vara când e frumos afară, nu ai nevoie de mai mult, deci chiar arată bestial. Pentru, cum să zic, pentru weekend. O fugă din oraș. Ce mi-a plăcut? Lipsește un cal, mi-a plăcea să-mi iau un cal, dacă mi-au să-mi iau și un cal. Soția mi-a zis, dă drum la cameră că am o întrebare pentru tine. Dacă ar fi să vă alegeți o casă dintre toate cele pe care le-am prezentat, care ar fi aia? Pentru că acum stai și mă gândeam, aș avea acum toți banii din lume disponibili, ce casă aș alege de aici? Scrieți, toate sunt frumoase. Scrieți în comentarii minutul respectiv din clipul cu casa respectiv, sau dacă ați ținut numele sau descrieți voi aia cu nu știu ce. Mă, da, asta și asta cred că e de vânzare, nu? Da, cred că da. Wow, cum arată asta? Așa, am vorbit cu cineva de aici și mi-a explicat. Deci, cum spuneam eu, că mă duce și pe mine capul așa. Unul dintre marile avantaje e că în, astea, de exemplu, din spate de aici, în 7 zile ți le pune pe picioare, cum ar veni. Sunt, ți le construiesc imediat. Că, cum spuneam, ele sunt modulare, sunt prefabricate, pac, pac, a făcut puzzle. Cel mai mult le-a luat 20 de zile la cea mai mare casă de aici. Asta așa, mare, pe care ați văzut-o mai devreme. Deci, ăsta e cel mai mare avantaj. În
20 de zile cel mult, tu ai casa gata pusă pe o placă de beton. Că aici, apropo de chestia pe care o discutam cu Georgiana mai devreme, da, de vizavi de fundație, e nevoie de o placă de beton ca să nu crească vegetație sub casă. Da, și am mai întrebat ceva, așa, apropo de, știți că noi avem obsesia cu căsuțele în copac și așa mai departe, se pot pune și pe piloni mai înalți, se poate face orice. Și mai există și varianta de case din structură de metal și acolo vă personalizați cum vreți voi, vă puteți face ce vreți voi. Da, dar poți să vii și tu cu proiectul și ți-o fac ei. Da. Toate ce ați văzut sunt pe structură de lemn, ce ați văzut. Ok, hai că am aflat chestii. Aici au biroul, dar și casa asta este disponibilă. Puteți să vă cumpărați dacă vreți. Aveți aici, aici e biroul, asta ar fi spațiul de living, aici e toaletă, cabina de duș și ca să ajung sus trebuie să treci această scară. Scara coboară din tavan și sus ai, poți să spui dormitor. Oh, e mega futurist asta așa. Fuge minte când o vezi. Mai avem o casă restantă. Alea din spate, alea micuțe de acolo? Alea micuțe și una din asta, că era... Aia era cineva, hai să vedem pe asta. Da. Noi când am venit aici, am crezut că nu o să apucăm să filmăm tot. Și chiar ziceam, bă, filmăm câteva și aia e, mai venim alt dat. Dar văd că noi le-am filmat pe toate, adică ne-am făcut bine. Te-am da. Da, nu. Frate, ți-o ia mintea razna, adică cel puțin pe noi, asta cu casele, ne nebunește, ne place atât de mult. Da, cumva încep să visezi și încep să-ți imaginezi lucruri și te pune așa într-o... Fix asta este cuvântul, într-o cuvintele, mă rog. Ești într-o stare de visare. Deci în momentul în care încep și vezi, încep să-ți imaginezi cum ar fi dacă aș avea și eu așa ceva. Și știți că noi suntem oricum înnebuniți după amenajări și noi am schimbat și la noi în casă în fiecare săptămână dacă s-ar putea ceva. Dacă vrei să veniți să vedeți unde este locul ăsta, o să pun eu link în descriere cu place-ul de Google. Aveți acolo și programul, aveți și număr de telefon. Dacă eu am sunat înainte, pentru că au trecut vreo două săptămâni de când a fost Andrei aici, am sunat, băi, mai e expoziția, ca să fiu sigur, și mă rog, am sunat să le cer voie să pot să filmez, că fiind proprietate privată, e bine să nu vii, am făcut 50 de minute de acasă până aici, nu veneam 50 de minute să-mi spună că nu pot să filmez, de-aia, zic, băi, să întreb. Asta este Quantum 6, vezi că au și nume. Ah, uite, mă, aveau nume. Da. Păi, sate, am stat aici ori și deja gata, știm tot. Deci, 7,6,14 metri pătrați, suprafață utilă. Și l-am întrebat pe domnul de aici, apropo de care e diferența între basic, între kit și basic. Adică kit e mult mai ieftin, basic e versiunea basic. Ideea e că kit vine cu exterior făcut, dar fără geamuri, fără tablă, alea ți le pui tu ulterior. Deci asta, versiunea basic vine cu exteriorul făcut complet, iar interiorul la roșu. Ăla ți-l customizezi tu apoi cum vrei. Am făcut și noi chestia. Prinde lumina, doamne. Deci am impresia că a fost preferata mea, am așa un vibe. Da? Da. Deci asta cât are? 76 de metri. Wow. Da, deja eu gândesc cumva din perspectiva nevoilor noastre. Deci de asta zic că eu simt că asta ar putea fi preferata noastră. 76 de metri, uite, 40.000 de euro, 39.900. Și ai pereți, uite aici, vezi exact ce ți oferă. Și vezi ce nu ți oferă, adică ce ți oferă la 27.000 kit și ce ți oferă la 39.900. Unii poate nu vor Velux, poate vor Veca. Na. Aici este partea de living. Mamă, da. Da, uite, vezi exact ce ziceam. Mamă, dacă spațiu, tati. Deja aici ești, că m-am apucat să dau butoanele. Hai, pasă, mami, dă-i. Ei aici au gândit-o cu un fel de dressing gen. Da, poate să fie bugătărie, adică aș face bugătărie, ce nu dressing. Păi ai spațiu. Să... Da, bugătărie. Ca să poți să faci mâncare. Aici, este, de fapt, dacă intri pe aici, stai să ne gândim că tu de fapt pe aici intri. Da. Ai intrat? Și de-aia eu am gândit aici să fie dressing-ul, e ceea ce e logic. Da, deci eu am gândit-o invers pentru că am venit în terasă, cum ar veni, știi? Aici e dressing-ul și cred că e bine să rămână dressing. Da. Mai ales cât de multe haine avem noi, Georgiana. Da. Noi și când plecăm la munte ne luăm 3 pereche de sneakers și 15.000. Da, așa și gândindu-mă, ai loc să faci aici pe colț, că nu trebuie, fiind casă de vacanță, nu trebuie foarte multe chestii, adică un aragaz, cuptor, chiuvetă și da, cu mine de mobilier, nu? Da? O și aici, da.
Ia să vedem baia. Avem aici Vita Mai baia. Cabină de duș mega generoasă. Auzi, mă, Geule, ia să ne puțin. Hai să ne poartă noroc chestia asta. Poate noroc la un moment dat. Vrei să vă arăt cum fac eu duș? Hai, stai. Continuă, așa. Și de aceea de voi care nu s-au prins care e faza, noi când ne-am luat casa și o renovam, am și făcut asta. Uite aici, o să fac eu duș, știi? Și hai să vă arăt cum fac eu duș. Pui inclusiv până a venit cabina de duș și a montat și toată casa era gata și în ultimul filmuleț am arătat cum fac eu duș. Deci, veteranii s-au prins și au răsit cel mai. Sau măcar au zâmbit. A, uite aici e un spațiu și de un... Dacă nu vrei oglinda asta, pus și un dulăpior. Toaletă, bă, mult spațiu, fete, adică mult. Câtă baie, e tită mai baie, despre ce vorbim? Uite, cu stâlpii ăștia, dacă ai vrea să-i mai schizi cumva, că sunt puțină... Ai putea să faci o bibliotecă ceva, știi? Să faci între ei, da. Să, știi? Pac, 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 niște răftulețe, ca să aibă noi ce să dea jos. Da, sunt de acord. Vezi, deja ne-a luat o minte, razna. Hai să vedem sus. Dacă nu era de rupt. Uite-mă de aici să afli, dar mi-a calmea. Ia să închidem ușa. Gata, închidem ușa la noi la casă. Nu ne mai deranjați. Da. A? Cum e? E bine, e ce trebuie. Eu aș mai pune încă o balustradă aici așa. Să ai de ce să te prinzi, stai cât cu spate. Mamă, cât a baia, băi! Pe aici poți să spui și cadă dacă vrei, dar tot cabina de duș e baza. Da. Eu bănuiesc că îi poate să-ți dea și fornizorilor de astea, știi? Cum au făcut astea din showroom. Uite aici merge o chiuvetă mai mare, clar. Mai mare și uite, poți să te gândești dacă, nu știu, vrei să stai mai multe zile la munte, poți să te gândești și la, nu știu, să-ți pui o mașină de spălat cu uscător pe care să o... Incorporez undeva, pentru că spațiul este. Chiar spațiu este, într-adevăr. Da, păi putea să pui. Da, păi, blat-o, bași frumos într-o nu se vede nimic. Da, uite, chiar am un dilemă, că eu sunt înalt. Uite, și nu ating cu capul, sunt în colț aici. Deci, e ok. Ia mă, îți fac și aici duș. Am Georgiana, să fie într-o ceas bun, hai. Hai, Doamne ajută. Mă, și vezi că ai și fereastră sus. Stă, uite așa că te spui. Da, dar trebuie să te speli acolo, că aici, dacă te speli aici, faci haos. A! Bravo! Foarte mișto. Hai să vedem și dormitoarele. Hai dormitoarele. Ai, două? Da, pe ia să de ce ai zis că simt că asta e casa noastră. Deci asta e camera lui Noel, a? Da. Perfect, adică aici e cui pătut frumos. Fac să culcă copilul și restul are loc și de dulăpior. Să-și facă temele. Stai, tati, aici o să faci tu temele. Mai mult decât genul. Mamă, dar cât spațiu, frate. Mamă, asta chiar e cea mai spațioasă dintre toate. Și eu, aici, cât adormitor, adică n-ai, nu ai nevoie. Bă, asta e... Asta deja nu mai e casă de munte, e casă, poți să o pui în oraș, adică să ce vorbim. Ce ziceam aici, să faci un dulap cu umerașe, fac o acție băgat în alta. E mega, mega generoasă. Da. Deci și un pat mai mare, ăsta cred că are un 40, un 50. Luăm pat mic, că suntem la munte să ne încălzim. Asta e. Eu mi-am răsut la întrebare. Asta e casa, da. Bine, deci Quantum, așteptăm factura pe mail. E mișto. Uite, și aici poți să-ți mai pui ceva. Și aici cred că poți să faci un dulăpior. Da, un dulăpior, da, fix. Noi suntem cu haine, cu chestii, știți că... Da, pentru sneakers, eventual. Pentru sneakers, da. Păi nu, că vă dați seama că dacă noi ne-am face o casă la munte, cum este asta, spre exemplu, nu m-aș ajunge să stau două zile pe an, m-aș ajunge să stau vara când e frumos, să stau cât o săptămână, două cu noi și cu Sasha și tati dacă vrea să vină și el cu noi, bine, dacă nu ne ducem noi trei zile. Și iarna când e zăpadă, îl învățăm pe noi să schieze, să dea cu placa, adică... Bă, singurul minus la casele astea îmi spar scările, dar cred că pot să optez pentru niște scări mai serioase. 100%. Sigur este cea mai serios. Adică nu, eu sunt și mare, frate, eu sunt mult. Una e să cazi când ești o verbiuță ca Georgiana și alta e să cazi când ești un cașalot ca mine. Eu când cade băiatul, s-a terminat. Există multe chestii pe care ți le poți personaliza, adică da. Ele sunt prezentate la nivel de sugestie, dar sunt convinsă că se pot face. Cu bani se poate face orice. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Îmi place mult de tot. Da, asta e. Asta e, da. Ce să mai... Mai favorit. Hai să vedem afară cu mine, că n-am studiat-o bine de afară, ia. Ce ai studiat?
cred că singura chestie care lipsește acestei case, care este perfectă, este o mică terasă. Cred că dacă discuți cu băieții, poate să-ți construiască aici în spate. 100%. Cum spuneam, că cu bani totul se poate face. Se poate mări, practic, da, spațiul ăsta și se face o terasă, știi? Deci cât a fost asta încă o dată? 39.900. Da. 40.000. Deci cu 40.000 e ce trebuie. Facem de ăla de Patreon, donați. Facem de alea pe TikTok cu trandafiri, să dați cu trandafiri noi și noi să facem, să rupem tricourile. Da, frumos. Deci asta din punctul de vedere our dream vacation house. Da, din perspectiva nevoilor noastre. Ține minte, Quantum 6. Țineți minte, Quantum 6, da? Moș, dragă moșule! This is what I want for Christmas. O să scriu moșul. Da. Hai că mai e puțin până la Crăciun. Ha, uite, vezi cum e? Pentru că aici terenul era puțin în pantă. Da. Vezi? Ea e dreaptă, dar da, vezi cum a fost făcută? Hai că se adaptează pe teren. Desigur. Nice. Deci asta, dacă pasă o făcut în 20 de zile, cred că poate asta în 2 săptămâni o rezolvă. Fraților, distinși consumatori de vloguri în scene, ăsta a fost vlogul de astăzi. Abonați-vă și voi la acest canal fantastic și scrieți-ne în comentarii dacă vreți să facem mai multe clipuri de genul ăsta. Să căutăm case, sale alea, pentru că, Doamne, cât de mult îmi place chestia asta. Ați văzut camera de ea tot vlogul? Ați văzut asta? Așa că scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre căsuțele astea. Ce părere aveți despre căsuța asta care ne-a plăcut nouă cel mai mult? Quantum 6. Și am zis să vă abonați, vă Instagram ale alea. Voiam să mă zic ceva, dar nu mai știu. Și ce casă v-a plăcut vouă cel mai mult de toate? Scrieți în comentarii. Da. V-am pupat pe portofel. Besos, aveți grijă de voi și donați. Georgiana, ai lăsat lumina aprinsă. La noi, știi că ne vine scump factura după aia. Am lăsat lumina aprinsă pe hol. Of. Nu, dacă mă ascund aici și mă culc aici. Oare mă dau afară? Ia. Salvați planeta, fraților. Aia a fost. Acesta a fost locul. Gata.